aseară pofteați pe la noi prin Maramureș, dincolo de deal unde tradițiile sunt la loc de cinste. Aici ne-am deschis sufletele în fața corului bărbătesc din Finteușul Mare, care cu mândrie ne încântă de la 1918 încoace. Din colindătorii, cum venea odată, le ruile... Ma! Stăteși mișto, ascultați asta. Cine n-are limbă, cine n-are tradiții, moare în această mare a națiunilor. Sunt bucuros că am cunoscut oameni de valoare. M-am simțit așa de onorat. Am făcut cunoștință cu grijile familiei Albert. Deja ne-am întors în timp. Noi nu avem apă caldă. E greu. Baiul continuă și astă seară, că de ne-am apucat ră de făptuit lucruri. Deci, trebuie să le dăm la gata. Hey! Am testat, bravo! Trage fusta mai jos, pare primești eu. Bine, Rona, ești de-a noastră. Uite, prințesa! Deci nu cam urlat. Aruncă-l în apă, aruncă-l în apă! În apă! Ferește, ferește, ferește! Ferește, ferește, ferește! Hai, nu stăm cu zapa. Nicolae! Și am început să ne batem. Și dacă nici aici în Maramu nu s-or strânge oamenii să ajute, apă-i unde? Aici inima bate pe ritmuri străvechi la fel de bune și sănătoase. No, hai să vedeți! Poftiți și dăruiți! Bravo! Poftiți pe la noi, poftiți și dăruiți! Mulțumesc frumos! Seară plăcută! Care are următorul titlu, Salvați satul maramureșan. Maramureșenii s-au salvat tot timpul. Ne-a făcut garnile să ne mândrim cu ele, ne-a făcut porțile să arătăm ce înseamnă valoarea lemnului, ce înseamnă fiecare semn din poartă, structura noastră sufletească. Vestitele porți maramureșene frumos sculptate de simboluri ne-au fost deschise dis de dimineață. De ce oare ușile încă nu? No, hai să batem! Ca la breaza. Te. Eu? Neasa, o profetere. Mă, neamari, mă, tu nu ești sănătos, mă. Noi cu urna facem rost de bani, că nu prea am făcut bani, e interes. Hai, deci, fiate, la ora 8 fără 10 mașina a plecat. E 7. Câte ceas? E 7. Faci ce vrei, vii la masă, nu vii? Nu e 7. Nu mă trezirea mai târziu un pic, mă, ca să ne activăm. Mai ora 7. Mi-e sună tot, mă, trezirea de ora 7. Adică stai, nu, uite, e 7 și 3 minute. A, păi așa, mă. Așa. Drag. O seara cădeam atât de lată, zic, nu pun ceasul, îmi pare rău. Mă trezi când mă trezi. Să mă scoată neamarin cu schingile din pat, dacă vrea. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I-am zis hopa. La 1 fără 10. La 1 fără 10 a plecat mașina. Da, am înțeles. Bine. Pa. Aici. Trezirea mea. Să trăiești, băi, Nicolae. Să mă trezești. Deci, cum vrei tu, vii la masă acum? Dacă nu, la 8 fără un sfert, 8 fără 10, autocarul a plecat. Da, hai. Ne-am trezit, ne-am mobilizat și am plecat la muncă. Gata. Bună dimineața! 8. Rona, rochiță scurtă și pantofi cu toc.
Mă, asta chiar nu-i sănătoasă, mă. Noi mergem acum la oi, la vaci, la... Deci mergem acolo unde ați văzut. Inspirați de culorile Ronei, prima locație pe care o alegem spre vizita de lucru este o pensiune frumos colorată unde sperăm să adunăm mulți roni pentru corul din Finteuș. Am plecat în baia Sprie, de unde e Monica, nevastă mea, de loc. Am ajuns la o pensiune extraordinară. Arăta așa de frumos încât am zis, domne, aici chiar trebuie să muncim. Bună ziua! 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 La noi se spune la noi, la voi aici cum se spune? Bine ați venit! Bine am venit! V-am găsit! S-au găsit la noi! Bine v-am găsit! L-au dat pe sus! Ciocărlie, lie, lie, ciocărlie! Cred că Horinca e la baza construcției Maramureșului. Ce e de treabă pe aici? Da, ce avem de făcut? Foarte mult de treabă. Oh, ce perfect, gata. Cu zâmbet după buze a zis, da, eu ofer cu mare drag, dar trebuie să muncim. Haideți să vedem. Astea sunt niște vitamine pentru flori. Trebuie băgat în fiecare... Flori pentru dieta, se bagă, da. Da, o vitamină așa. Sunt bio, da? Așa. Hai la muc, doamnatul dintr-o bucată. Să începeți în fiecare ghiveci, să introduceți, da. O pică e vitamină, bine. Băieții, păi cum, așa se munce și cu asta ce facem? Asta, haideți, încoace, haideți. Ia, am luat-o de la capăt frumos în bala spriei. Haide, ce-i de făcut de curățat ăsta, chitul? Da. Tot ce e în plus aici, nu? Perfect. Sigur că era foarte mult de muncă și acolo, că tocmai ce deschideau... o altă sală de petreceri. O vitamină bio pentru floricele. Păi de-aia cresc floricele astea super. Tot ce-i bolovan aici îl ducem în roabă, da? Da. Păi hai să începem cu ăsta mari. Cine? Am transpirat, m-am șters, e nebun la gaze. Nu poți muncești chiar așa. Haide, mă, să vă ajut până se usucă chitul aici, vă ajut? Da, da, mulțumim, Diana, mulțumim. Ești foarte, foarte de treabă. Eu conduc. Ca oricum, nu o să mai fac nimic. Pot să vin eu până se usucă chitul? Ce serioasă, știi cu tine, mă? Îmi vrea să scoate alt delmașul din ea. Din ea sau să mai facă rost de... Bine, câte puțin, stați un pic, că putea să luăm așa din prima. Numai Nicolae alăgea numai bolovan, ea mare. Fii atent, mă, fii atent. Nu le lași tu pe toate, mă? Și unde trebuie călate? Asta vreau să știu. Bine. Ca să văd unde e jumătatea. Gata. Gata. Opa. Doamne, ce frumos miroase. Regina nopții se numește. Of, doamne. Tot ce are râmă nu se ia. Se împrumută. Ia uite, mă. Doamne. Asta-i, băi, incredibil, mă, ești nebun. Aie, hop, dai. Ei, trebuia să cad. Trebuia să cad și eu. Eu eram de dimineață pe tocuri deja. Bum, am căzut ca o valiță în gară. Păi, dar tu ai vrut să faci... Am căzut ca de doare, dar nu e. Nu e. Unde ducem? Că te duc pe roabă. Da, foarte bine. Hai, dă-i Nicolae, dă-i cât aștept aici, eu. Păi așa duci nebunul, ia de la jumătate, tu vrei de la... Am vrut, neamărine! Unde te duci? Ai luat altă direcție, săraca e. Hai. Haide-mă! Hai! Doamne, ce faină, incredibil! Nu mai, fratele, nu mai colinda. Așa, s-a uscat chitul, șeful? Da, s-a uscat. Bine, vin la curățat. Hei, lălăi, 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 lălăi. Ha, bă!
Hă? Unde să le duc? Acolo, în spate, iar nu creu nici. Bă, da. Păi, deci eu am rămas paf. De ce? Nu știu, nu te supăr, am venit și eu pensiune în Franța, în Norvegia, în asta, dar nu e așa, așa frumos, deci rămân proastă, ce să mai am rămas paf. Nu, e bine că tu să le spui la aia ce vezi aici. Păi vă le spun că nu-mi tace gura, deci vorbesc singură, este extraordinar. În pădure de malin, în pădure de malin, da? Măi, doruleț, măi! Tocmai chituiau pe jos acolo gresia și m-am oferit, bineînțeles, să șterg surplusul de chit în urmă. Ce fai, bine? Băi, iată, băi, sunt de profesionist, vă dați cu părerea. E bine, terminați? Fa, ce m-a subestimat acum. Fii atent. Vrei să zic o naușă bună? E ultima. M-am dus în spate să văd ce face Nicolae. Când mă duc mai încolo să văd, mai erau butoi. Mă, ce cu butoi ăla? Un butoi pus la orizontală, știi? Băi... Băi, nu cred. Măi, dorule, ce-i aici? Ce-i aici? Deci cum am intrat, mă întrebam ce-i aici? Un fel de sauna? Sauna. De-aia suedeză? Nu, sauna românească la butoi. Tu nu vezi cum e? Vai, ce frumos! I-am văzut butoiul doar din exterior. Deci sauna românească la butoi, așa se numește? Da. Extraordinar. Hai că sunt prea răsfățați oamenii ăștia pe aici. În zona asta sunt prea răsfățați, uși, mi se proști pe la București. Hai. Auzi, mă, România, o saună românească la butoi costă... Du-te, rea, e nebună, mă, să mă. Păi, si e omul cât de mic, si e omul cât de mic. Păi, după muncă să hodinea un tic, după muncă să hodinea un tic. O, viața mea! Hai, treci, treci, că e curăță doamna. Viața mea! E foarte bine. Ia uite, Boboc, lucește! M-a chemat un muncitor să-i ajut să pună niște grinzi decorative de lemn pe tavan. M-am uitat pe schelă, m-am băgat pe scală, i-am ajutat pe oameni să punem două grinzi de-alea. E frumos, bam, bam, de gubăr mașina. Diana pe jos să bage kitul la gresie acolo. No. Freacă bine, bine, uite cum face domnul, apasă pe el și freacă bine. Am obosit neamă. Doamne, ce liniște aici, incredibil. Deci fii atent, mi-am dorit mereu să stau într-un de-asta. Ia uite, ia uite, nici nu mă vede. Dacă îl întorc, ia, uite, nici nu mă vede. Atât de frumos era acolo, că n-aș mai fi plecat două săptămâni pe cuvânt. Așa, du-te-a, sau mă duc eu. Hai, bine, lasă-o așa. Prima e mai grea, că pe aceea... Unde le ducem ăsta? Așa. Așa, mă? Da. Mai bine, că sunt mai aproape. Mai nu s-o rumpe? Nu. Am descărcat o dubiță de rigips. Nu, aici a fost cod la cod, umăr la umăr. Și aici, na, păi n-ai cum, că e placa mare, e grea. Hai, Nicolae, să le dăm repede jos. Cum faci tu din oameni dragi, oameni dragi? Da. Dă-i vreo 30 de plăci de rigips, așa, am dat la mână frumos. Auză. Gata, nu? Mai adu două mașini. Bă! Pauză, pauză.
Ce pauză, ce amețe? Te-ai dus în pauză, da? Toată lumea muncește. Și tu ce faci aici, a? Toată lumea muncește. Și tu ce faci aici, a? Ce-u? Nu mai vezi de-a dălmașul? Dă mâna repede la mine, dă mâna repede. Hai sus, sus. Stai repede, stai în picioare. Stai drept, stai drept. Bravo. Fiind foarte prezent, foarte activ, foarte acolo, sigur că știe tot și simte. Are al 15-lea simț, are al 16-lea simț, al 20-lea simț, are niște simțiri. Timă, să dau uța, nu vine să crede, să dau uța. Eu zic ce rău și ce, să mai se dau uța. Așa. Da, nu degeaba, nu. Uite, ia că-mi loc și mie aici, că prea vă dați frumos uța. Huța, huța! Huța, huța cu căruța! Eu am costumul de baie pe mine, vreau să... Rănuța! Vreau să mă găsesc un frunze un pic! M-a luat Neamorin și m-a dus în spate, m-a pus să curăț un jacuzzi unde era niște apă foarte murdară și plină de goange. Moarte, vii, râme... Și șterge alea doar atât. Ai înțeles? Mi-a dat niște bureți. Deci senzația mea și acum în gât. Dă-o jos. Ia amândoi bureții și dă-ne. Știi cât de repede? Mergi cu ea așa, de la ucă. Așa, mergi, mergi. Păi, dar mă ud, mă, neamă. E, te uzi, nu te uzi. N-ai unde să te uzi, așa. Dă-o toată jos. După ce că mă chinuia apa aia murdară, s-a venit Neamărin să... E un bureț. Nu e, ai dat pe jos? Ți-e frică de râmă? Sunt oribile. Mamă, cred că dacă intri într-o baie de lămaș, mori acolo. Ah! Nu mor, nu. Ești cel mai dezinfectat om de pe planetă. Dă-le, mă, uite jos. Uite ce scârbă mie, băi, uite ce bătăi. Dar dă-le jos, că nu s-a întâmplat nimic. Așa. Te-a zis că mi-e scârbă de-aia. Dă-le, mă, jos, dă repede cu apa, așa numai. Eu am o problemă cu bazinele, cu piscinele, cu tot ce este cu apă. Mi este foarte scârbă de orice. Dă apa odată jos. Ia-te cu două degete. Dar ia-o, mă, pe Rona, că e la toace și a zis că vrea să facă baie în piscină oricum. Nu, te rog eu frumos. Rona! Rona! Da! Hai, mă, da apa aia jos, numai tot. Lăsați-o, mă, în pace. Facem emisiunea în care spălăm mașini? Da, vino, da, Rona. Rona. Hai, că așa de mult te iubesc. Ia, uite, colega. Deci eu știu că ești prietena mea. Am decis să dau jos tocurile din picioare, să fac o ferăterapie prin iarbă verde. Ceara! Dă-i bureții! Dă-i bureții ei! Dă-i buretele! Ai văzut cum te... Mă pun costul de barnul. Ce mi-ai băgat? Râmă! În kilos? Da! Scoate! E moartă! E moartă! E strânsă acolo, e moartă! Ce că nu-mi mișcă! Mai jos, mai jos aici, uite aici, uite aici! Știi ce, când m-am uitat așa și am văzut râma pe mine. Deci nu că am urlat. Te dracu de nebună. Am simțit că mor, deci că știi cum să pui mâna, să o arunci, trebuie să pui mâna, dar ea practic mergea să șerpuia. Am pus mâna pe râmă, că n-aveam ce să fac. Ce era să fac? Să o las să meargă? Dă-i, nu dă-i, mă, dă-i, nu dă-i dacă ai puteară. Aruncă-l în apă, aruncă-l în apă, în apă, în apă, în apă. Ferește, 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 ferește. Nu călcai pe lângă. Colegii mei strigau, aruncă-l în piscină. Eu l-alergam pe lângă piscină, dar nu l-am prins. Bă, deci s-a lipit o râmă de pielea mea, sunt nebun. Repetăm acelea în apă?
aici? E bine că priu. E nimic. Lasă-o, doamne, lasă-o! Iată, hai! Doamne, cât de fricos ești, două râmă! Sentimentul de ceva groaznic. Oh, deci rău a fost, doamne. Aia a fost foarte rău. Hai, bagă-te și te mai relaxează-și tu acolo, în ăla. Relaxează-te un pic, stai acolo, putea în ăla, cu flori. Dă-te în ăla acolo. Hai, relaxează-te, că-ți fac eu ceva după aia. Așează-te acolo, că sigur se rupe sau ceva. Un balansoar cu niște petuni și mușcat. Frumos, o nebunie. Păcat de Dumnezeu să nu fac trei poze aici. Stăteam frumos la poze și zâmbeam și nu știu. Hai că să mișc asta. Stai, Diana, acolo, relaxat. Hai, du-te tu pe ăla între flori. Tu te stai și relaxează-te, că vine neamărin și îți dă cu găleata pe cap. Nu ți-am dat cu găleata? Nu, no, mi-a dat cu burete. Uite acum cum îți dau, fii atent. Vei cum e asta? În general nu suportă să te vadă că stai. Adică dacă stai, nu-i bine. Trebuie să faci ceva. Orice. Între tăte, Rona s-a simțit atât de bine încât... Pula ele, v-am pula să așeze puni, vreți, yes. Le petit chien est la grande ours pour lever et le sommeil, rendant grâce à Dieu pour l'eau des sources. When everybody's gonna sing the gospel. Răvoioasă, s-a simțit bine. Pour la beauté de l'innocence, le pardon de tout roman, rendant grâce à Dieu pour la naissance. Rendant grâce à Dieu pour les mystères de la vie. Un videoclip, hai! Ia, să facem aia, cântăm, acum, ha, s-a filmat cu telefonul, era de scuză, pe acolo, agitat, agitat. La recorta pre la pli, randon grasa de pur se voiaj. Ia-ți făcut, am băut apa din piscină. Da, e calat. Ai mâncat toate râmele și gândacii de acolo. Și așa! Ne-am învârtit-o, da, ne-am învârtit-o două ori, după care am zis, stop. Sănătos. Unde vă? Unde vă? Unde vă te-am pus? Sincer, în apă m-aș fi aruncat. Așa m-a fost. Mă, du-te, dracu, tu nu! Bă, tu nu faci așa, mă! Te vei dă tu, nu! Îmi place că suntem o echipă foarte faină. Nu știu, am impresia niciunul nu se înfițoși, suntem normale, știm de ce am venit aici să ajutăm, adică ne-am făcut treaba, chiar s-a muncit ca lumea și s-a lăsat cu muzică, bineînțeles. După tine! La Nicolae, mă! Opa! Ia-o să! Ia-o aici, roată! Așa, după tine! La Nicolae, mă, ce greu, mă, ce mă lai! Și așa! Mai dă că tu părtai! Și așa! Dom'le, hor! Facem horă, facem horă, facem horă. Ne-am învârtit-o, da, ne-am învârtit-o două ori, după care am zis stop. Băi, ne-am arin, mă. Ia, stai pe loc. Stai pe loc. Înapoi. Nicula, măi, Nicula, măi! Părul din gura. Am râs foarte mult, deci a fost o ambianță foarte faină. Vine! Au cântat și la moară la Nicolae, bineînțeles. Un cântec foarte drag mie. Cu plăcere că să vă fim gazdă și vă mai așteptăm cu tot dragul de fiecare dată. Eu probabil că am să vin. Să rămân la mulțumim. Să rămân la mulțumim mult. Niște oameni de nota 10. Da. Să rămână, mulțumim foarte mult. Mulțumim. Ce și pentru dumneavoastră. A fost tare frumos. Niște oameni deosebiți care au și contribuit foarte mult cu bani pentru corul de la Finteușul Mare și un loc unde ne-am simțit absolut minunat. Minunat este că există și pom lăudați unde te poți duce cu urna. Așa se mai descoperă ceva din sacul de nevoi al corului pentru care muncim din suflet. Mare, 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 mare
Uniunea Națională a Interpreților Muzicieni din România ne-a oferit diploma pentru promovarea culturii tradiționale și a patriotismului prin cântec. Pentru un cor de țăran este un lucru extraordinar deosebit. M-am simțit așa de onorat. Uita și la cer, parcă am impresia că aici sunt cele mai multe stele din lume. Haideți, mă, băie, ce faceți, mă? De ce cu joardă, iară? Nu e sănătos. Singură! Uite, așa-ți rup piciorul, vezi? Așa-ți rup piciorul? Dai cu genunchiul, cu genunchiul, dai cu genunchiul! Când ai strangula, mai strangula cu genunchiul. Păi omletul! Să lăsăm superstițiile legate de gropi pe seama celor care cad în ele. Noi n-avem timp de mers la ortoped, căci, iată, a venit camionul mult așteptat. Majorica! Domnul Dragoș era atât de emoționat că nici nu putea să mai aibă reacții, știi? Era mult de uimire. Ne-am respectat ca oameni. S-a creat ceva între noi. Bucuros că i-am făcut pe niște oameni fericiți și sunt bucuros că am cunoscut oameni de valoare. Le știți aici. Acum, fetele, puteți să o luați din astea voi. Hai! Pentru chiuvete, uite aici. Sus pentru chiuvete, da? Așa, Grecia, vă las să o luați voi, dați-mi și mie ceva mai uman. Uite, Ia-i! Scoate suie de noi, e interesant. Ei, hey, să văd eu, câte a dat jos până acum? 15 produse. S-a dat jos până acum? Da. Eu o să le numărăm. Așa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17. 20, bine că sunt mai multe 20, și nu 20, sunt mai puține! Bineînțeles că am fost pedepsită pentru asta. 20 și 15! Am ajutat toți acolo, am descărcat bine mai mult fetele. Yeah. Așa, bravo, Rona, ia! Ca la 23 august! Nu poți să muncești în continuu. Orice echipă are nevoie de un șef de șantier. E bine, șefa? 11! Da, continuați! Hai, tu pe... Am luat tot te baiți. Asta e masaj. Unii faceau? Am descărcat toate obiectele pentru cor, și le-am prezentat pe fiecare în parte. Avem centrală? Da, uite, centrală aici. WC-uri? Da, uite, 1, 1, 2. Robinet, 2, oglindă. Parte la doar două bucăți. Da. Gresie, vă rog frumos, 12 cutii. Faianță, 25. Și cam atât. Oricum, pentru zona de baie, ca aia era interesul nostru, și zona cu centrala, că trebuia. Să ne stăpâniți sănătoși și să cântați încă, hai să zicem așa, vreo 40 de ani dumneavoastră, și la urmă să cânte nepoții, vreo 100 de ani, și tot așa, să fiți sănătoși. Mulțumim. Domnul Dragoș a rămas foarte impresionat de toate obiectele care le-am adus. Desigur, în interiorul casei corului, acum și iarna va fi cald acolo, a apărut o centrală termică, au apărut toate necesitățile pentru a realiza un grup social. Uite că se poate și la țară să fie lucrurile într-adevăr puse la punct datorită lui Namărin, datorită vedetelor care în aceste zile au muncit pentru noi. Când ai căldură și din asta fizică și sufletească, lucrurile merg bine. Doamne ajută, ne bucurăm enorm, 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 enorm. Mersi pentru tot. Mulțumesc pentru tot. Stai seama, când vrei să faci plăcere cuiva, normal că o faci cu drag. Domnule, scot pălăria, o onoare. Mulțumesc mult, bucuros că v-am cunoscut, sincer. Și eu. Ține-le legătura muzical vorbind, artistic vorbind, că ăștia e niște animale, noi artiștii ne înțelegem altfel. În afară de doamna, că doamna e tot așa, e așa. Ăla este artist culinar, iar doamna este șeful de ion. Cel pe ne-a făcut niște animale pe noi doi. Că noi suntem cântări, noi suntem artiști. Păi să cânti tu, mă, singur, dacă mă urca eu la spectacol pe scenă. Să fac eu de-alea, așa. Unde ți-ai făcut nebunul? Unde ți-ai făcut eu? Stop!
am plecat pe la diferite firme să facem rost de bani și am ajuns la un spa. Am gost mult de bani la hotel. Da? Cum sunt? Ce nu spuneți? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Vrem să muncim, să facem ceva, ca să strângem cât mai mulți bani pentru corul de bărbați din Finteușul Mare. Astăzi ați nimerit tare bine că e zi de curățenie. La noi, excelent. Pot să vă conduc și să vă arăt exact. Perfect. Stai aici. Lasă. La făcut curat, n-avem nevoie de instrucție multă, dar fără echipament de protecție nu se poate. De, așa e la spa, până la coate. Oameni buni, am intrat într-un spa. Așa ceva, să te duci acolo și să stai, mă, nu o zi, o săptămână, dacă poți. Mă, Nea Marie, ne-ai adus în colțul ăsta de rai și mata nu ne-ai zis ce e aici? Eram ofticat că nu aveam short-ul de baie la mine. Băi, am venit la muncă noi. Femeile alea foarte... Uite, așa erau. La mă ocup aici de fotolii anatomice. Hai la piscină, cerebel. Hai, unde? Nu știu, zice. Hai, eu fac geamul, tu dai cu mașina aia, hai. Rona, când ne întâlnim ne pupăm, gen, da. Cu atâta dragoste în aer, Doamne, Doamne. Punte la muncă, la umezeală. Hai, o să-ți arate cum se folosește această mașină. Damn! Asta e accelerați. Deci, un pic. Da. Până la într-o parte. Strânge apa sau da, doar? Strânge și spală. Păi la Gresia cu mașinăria aia și strângeam apa. Aveam pedal acolo, când vrei să strângi apa, apeși pedala. Când vrei, o ridici de jos, pac, pornești de sus, mi-a arătat doamna aia. În ce parte să iau? Unde e apă? Da. De data când am neapus să curățăm, zic, pentru ce să curățăm, că e totul impecabil curat. Facem treabă serioasă, nu ne jucăm atunci. Dacă dumneavoastră este serioasă, și noi trebuie să fim serioși. Mai ales că e curățat din Morășan. Păi da, hai de mie. Jură, Nea Marine. De cu mașinăria, de cu mașinăria, cald. Cald, cald rău acolo. Toate chestii te urci pe ăsta. Da. Faci cu cuscusul. Da. Îți dai seama, piscină cu geamuri. Geamuri de sus până jos și piscina era foarte mare. Și că noi am zis că nu cerșim, muncim pentru bani, da? Exact. Deci noi nu cerșim, dragilor, deci să se vadă. Doamne, dar e o plăcere. Așa? Ah, e. Mai întic. O să-ți aduc niște soluție ca să curățăm balustradele de la... Da, de la da, bineînțeles. Asta de inox. Ok. Aduc acum. Așa. Aici nu jucăm, muncim, da, dragilor? Deci banii se muncesc când ziua astăzi. Ce faci, șefa? Uite, dau aici la... Da, da, da. Și uite, pe moment, foarte mare diferență. Merge la tine? Merge. Eu cred că o să fie mândru corul din Filteuș de noi, să ne vadă că nu ne-am dat înapoi de la nicio muncă, da? Eu cred că am terminat. Mă, și aveam o drăguțică de fată care era CTC-ul, controlul tehnic de calitate. Ah, controlul tehnic, da? Andra de la CTC? Venea după mine. Ia să văd. Ia? Da, să zicem. Ia, uitați-vă, bă, unde am intrat, ești de mult? Bine. Bă, cred că de asta n-avansez prea repede, pentru că fac ca lumea. Niciodată nu mi-a plăcut să treacă cineva după mine. Nu pot să fac treabă de mântuială. Deci un colț, dacă rămâne, vreau să-l fac. Să rămână, doamnă. Dați-i și pe ceva rece. Sucuri, ce sucuri doriți aici? Vă arăta, bă, ia de sucuri. Dați-mi, doamnă, o bere sănătoasă, o bere rece, da, e ieftină, dar rece să fie. Că nu mă vede Nea Marine, ăsta beau și o bere aici, ca omul. Mă bag la zona de păcătoși, intru acolo frumos, hai mă, să stăm frumos, dai să avurăm o bere. Băi, unde, bă? Unde, bă? Unde a zis? Ce? Deci am muncit și ți-am luat și luma ta jumătate de bere și am să dau o gură să te răcorești. Da, bere, bere, bere. Deci
Am lăsat aparatul aici, am făcut tot și acum au ieșit oameni din piscină, au strâns apă și mă duc O să se vadă bine că o să ne spăl și pe partea cealaltă. Hai, dar treabă că mă enervez. După ce, când lucruri, n-ai timp să te plictisești, da? Da! De-aș mai duce-o până la toamnă, leliță Ioana. Ia uite, delfin. De-aș mai duce-o până la toamnă. Noroc că sunt altă. Vrei să luți un pic? Da. Dar n-am chiloți. E nudist astăzi? E la nudist? Vin acum, uite, mă lași 2 minute. Normal că vin, cu drag să not. Deci mai sunt oglinzi. Bine, mai sunt. Oglinzi să fie că ziua e lungă. Mai pot. Broboane, mă. Într-o viață anterior am fost femeie de serviciu, vedeți? Asta e. Am spălat cât am spălat. Sincer, în apă m-aș fi aruncat. Deci acolo numai să muncești, nu e. Uite steluța de mare. Le-am învățat așa. Ca să-i vadă șeful că lucrezi, muncești pe lângă el, știi? N-are rost să te duci pe-n capătul ăla să faci acolo. Aici să te vadă la treabă, știi? Și când se poate și nu ești vinovat, mai dai din gură. Hai, Rona, tati, hai că uite, unii muncesc. Hoțule, ia uite că nu face nimic, nu se poate. Deci mă schimb? Ce faci, mă? Trebuie să pun niște din alea, ai grijă. Deci nu ne facem, da. Doamnă! Dacă poate intinde. Nu, intrăm amândoi. Eu nu pot să intru, ești nebun? N-am cum. N-am slipul ăla norocos la mine. Da, am slipul meu, nu pot să intru așa. Eu vara nu dor, vara nu dor. Nu am somn, nu am somn. Nu am somn. Nu am somn. Nu am somn. Așa? Ne pregătim prea mult, dar... Mi erau făcute toate culoarele și atunci eu m-am stâmpărat un pic în piscină, să zic așa. Am fost invidioasă, a fost momentul în care eu am fost invidioasă pe el. Unde mă ne-am arins să-i arăt ce se întâmplă aici, uite, ia băiatul, du-te, plimbă-te, după aia visezi mă plictisești iară. Hai mă, ce faci? Așa un pic. Ce rău ți-o fi! Hai, întinde! Mai una, hai! Nu mă ține dacă-i fai! Așa m-a fost vorba, ne relaxăm! Mă, du-te, dracu, tu nu! Bă, tu nu vezi că-l ajut, eu dau pe toată! Pentru ce ați venit, mă, băieși? Să facem pentru bani. Așa ceva? Păi nu vezi, mă, ce fac! Ia-te, mă! Te vei dă tu, nă! Păi vezi? Nu mai trage, mă faci de râs! Hai! Predau astea, atunci? Bine. Mersi. Am făcut curat, am întins alea, toată lumea a participat. Când am ieșit afară... Doamnă, mulțumiți de treabă! Sincer! Foarte mulțumită! Ați făcut treabă bună și pentru că ați făcut treabă bună, o să vă oferim 2000 de lei. Wow! La sfârșit am fost recompensați mai mult decât ne așteptam și atunci satisfacția e foarte mare, știi? Și bucuria pe măsură. Mulțumim! Am mulțumit din tot sufletul! Și mai trebuie să-i mulțumim și lui Cici că ne-a trimis aici! Da, Cici! Mulțumim! Și ne-a ales de ajutor! Să rămână, mulțumim mult! Mare drag! Am muncit de mult, dar a fost dat nici cu noi. O sumă frumușică precum cea primită la spa ne-ar putea face să ne culcăm pe ureche. Dar cum Nea Mărin are 2 și un auz fin, nu ne oprim. Tot înainte! Pe principiu că până te odihnești mai de la lopată, ne-am dus repede la firmă de construcții. Ziua bună! Bună ziua! Am venit să muncim, de fapt, orice doriți dumneavoastră. Eu sunt gata să mă angajez ca și secretară, m-am îmbrăcat. Cu mare plăcere, avem de lucru foarte mult la firma. Vă mulțumim! Ce avem de lucru? Ce avem de lucru? Ce considerați? Domnul nostru, construcții. Da. Avem și o fabricuță de ferestre. Și chiar a venit o mașină cu marfă. O să vă stați să descărcăm. Hai!
La treabă, la treabă. Hai. Bine, Rona a venit la muncă pe tocuri și în rochie. N-ai să vezi așa ceva. Hai, câte doi. E ușor. Câte doi, da? Hai. Du-te mai încolo, Rona. Da, mă duc unde vrei tu. Hai, mă. Păi, dar câte vii, câte bără? Ei, înapoi trebuie să mergi. Dar ce invers, pe umărul ăla altul. Că eram dermabanul, cum știu și eu mai bine. Ne ferește, umărul altul. Stânga și dreapta să nu se dezechilibreze. Da, corect. Nu, are dreptate. Ai, Doamne. Doamna, rochiță, pantofi cu toxi, da, ia uite, am venit cu zorcova să nebunesc. Treaba ta, baftă. Hai, de bără. Bă. Și... Atenție să nu se zgârie. Nu avem voie să-l zgârie. În margine îl dăm? Ușor, ușor să-l dăm la fiecare. Zic, ia hai că ne mutăm de aici, voi, Nicolae, hai să descărcăm niște de mopane, să-l luăm din interior, să le geamuri. Ce. Ia curbă! La curbă, da! Ia curbă! Ia curbă! Ia-mă curbă, că nu pot mă duc drept cu el în perete, Doamne, iar. Am înțeles, am înțeles. Rească sfânt. Au, ce umăr umărul ăsta. Lăi. Bă, nu mă agrijă să nu se îndoiască. Ce să se îndoiască? E curbă, da? Da. Ce aoleu, mă doare! Să-l ridicăm? Doamne, unde să... Care sus? Aici. Ăsta sus, da? A, deasupra, am înțeles. Hai. Așa. Rona, să mergi ca la Paris, așa că... Hai să fac pe sirena până la capăt. Ce bucurie că aveau acele jucării. Așa. Eu mă duc mai în capăt ca să nu ne dezechilibreze, da? Mă, Rona, mă, să mori! Du-te în față ca să nu te dezechilibreze. Rona, să mergi ca la Paris, așa, când ia. Ia uite ce frumos merge ea ca la Paris, ia uite. Ia uite și eu. Ia uite, ia. Pa. Champs-Élysées. Am venit pe tocuri și căream termopane pe tocuri. Zic că hai să fac pe sirena până la capăt. Champs-Élysées. Așa, asta vreau să zic. Așa. Cine a construit Eiffelul? Nu noi? Da. Cu Temir Ceșip. Și cu oțel de la Reșița. Așa, și bătut așa frumos de către româncuțe. Ce i-aș da să bea asta eu în dimineața asta? Dacă trec pe stâna, te sucești pe dreapta. Hai să o luăm, ne-am marina acolo. Hai, mai repede, mișcați-vă! Așa, tot la mine să urli, neamărine, la mine să urli. La mine, că eu fac pe Champs-Élysées pe aici. Lasă de... Păi le-am urcit mai puțin ieri. Mai învârti, mă, cel tot învârti. E greu pentru tine. Față și mergi repede cu ea. Alo! Doamne! Cine e sănătos? Vrem atacă-ți că Serghei Bubca, vreau să sar la prăjire. De ce ne dai viteza asta? Toate chestia. Stai mai în față, unde te duci? Eu ziceam să prinzi tu, Marge. Așa. Ca să nu-ți fie greu. Rona, de la Paris, da? Știm cu toți. Moda e modă, nu? Și mergi odată, hai, mergi odată, numai tot o frecată. Ia uite-l pe să-i zic! În picioare. Am terminat, ne-am arit. Le-am descărcat geamurile, le-am pus de trebuia, după am încărcat altă mașină cu niște rame de termopan. Da. Fetele, da? Voi veniți încoa la mine. Hai că venim. Uite, luați cauciucuri din astea și le punem în mașină. Le-am ajutat iară să pună profilele, că nu terminase de descărcat acolo profilele de termopan. Între timp, fetele trebuia să mute cauciucurile dintr-o parte în alta. Uite lângă, unde te duci, nebunul? Ei, unde dracu te duci? Aici le pui, unde te duci? Oho, le aduceai din stânga în dreapta și tot așa. Lângă asta, da? E, acum să te văd ca pe Champs-Élysées, ia. Să fac rost de un băț și împing cu bățul, ca uite. Așa. Să vezi o doamnă bine așa pe tocuri, cu roche, învârtind cauciucuri, din care mai sărea câteodată chiar și apă cu noroi? Ce vrei mai mult de atât?
Cu cine am plecat la treabă? Uite-te și tu. Mergea. N-avea servodirecția integrată, dar mergea. Eu i-am zis, unde ai venit îmbrăcat așa? Nu ni se spunea unde mergem. Faptul că am fost tot timpul în anacronism total cu ceea ce se întâmplă. Ai văzut să este chinui cu el? Frumos. Ai văzut? Nu mai dai o dată și eu. Lasă, vino cu așa că ai altceva de făcut. Mai dai o dată, mă. Stai că-ți dai o dată. Stai să vezi cum îți dau firea. Dracu să fii cu datul tău. Am încărcat, am descărcat, am pus cauciucurile, am muncit, am bătut palma ca să sudeze oarecum pactul între noi doi. Bem aldămașul, normal, aldămașul ăsta, mama lui, deci l-am băut pe să stă dimineața până seara. Aldămașul să bea. Oh, nu se poate așa ceva. Nu! Nu cred. Păi... Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mersi mult. Vă pun, mersi. Mulțumim mult. Și acolo am făcut bani faini, vreo 2000 de lei am făcut acolo. Am ținut neapărat să le arătăm oamenilor de aici că știm să jucăm, dar nebun cum sunt eu să și repet cu ei casă, că nu mai aveam de repetat să era spectacol. Ia uite, opa! Și stânga! Șase! Haide așa! L-am băut, boss, mi-ai dat să beau, să mă nebunesc. Hei! Hey! Am testat să vedem dacă știți. Auzi? Vă așteptăm din seara la spectacol. Mulțumim frumos, la revedere. Auzi, nu ți-ai luat protecția, hă? A uita e omenește, mai ales în firea lucrurilor stropite cu aldămaș. Noroc că Neamărin are altă măsură și n-a uitat că avem și un spectacol în program. Noi, alergând tătă ziua dimineața până seara, am uitat că nu avem sală. Deci noi ai sala, avem spectacol și nu avem sala. Deci, măi de cap. Sună periculos, trage fusta mai jos, pare primeștios, dar e așa de frumos. Da. Sună bine de tot. Da, bine, bine, Rona, ești de-a noastră, bravo. Bună ziua. Hello, Icarino, ciao, ciao. Ce faci, Luigi? Ciao, amigo. Oh, Luigi, ce faci, omule? Doamne, asta bine? Fiate, Luigi. Avem o problemă mare. Avem un spectacol de seară și n-avem sală. Fă cumva, ajută îngerul frumos că Dumnezeu nu culcă de. O să te ajut. Oh, mulțumesc! Noroc că avem prieteni în viață. Nu? Am o sală foarte frumoasă, sper că îi place. Dar noi vrem să muncim pentru asta. Ne-am oferit să servim clienții la mese, să debarasăm, să ce trebuie într-un restaurant. Să le ducem în bucătărie. Bineînțeles. Atât. Ce faci, mă, Diana? Cafele? Da, tu mă duc. Unde sunt? Însuite rocarei masă. Și mă duc. Zi adevărul. Zi adevărul adevărat. Nu mi-a fost frică de muncă în viață niciodată. Adevărul adevărat. Bună ziua, bine ziua, bine am găsit. Bună ziua. Ne punem la treabă să nu șomăm, să nu șomăm. Diana s-a băgat repede la mese cu Rona, Nicolae pe la bucătărie, pe și băi, suntem prea mult. N-are rost. N-are rost. Nu putem să muncim chiar toți așa. Hai, o să încercăm dacă prindem ceva pe aici. Coesa, le prindeam? Ce-i coesa? Prindeam. O poză se poate? Băi, de obicei adunăm 10 lei, dar... Nu e problemă, adunăm. Dar știi pentru cine adunăm? Stai să te din ființe ușa. A, știi? Pe cum, să nu cunosc. V-a plăcut, sper. Sper că v-a plăcut, da? Da, întreabă, deci, a fost bine. A fost bine? M-a revenit pe la noi? Ce tare. Mulțumim mult de tot. Hai, hai, maestre, uite-mă un om aici, un român adevărat. O apică? Bine. Un digestiv din partea casei? Limoncello? Adevărat. Diana? Si. Si. Come aici. Ce niște clienți? Da. Care vă să comandă un desert? Le vin ceva? Cam ce ați vrea să aibă desertul? Să fie înghețată? Ca de obicei, unii cu munca și unii cu ha-ha-ha și hi-hi-hi. Ce să fac? Fac și eu ce știu ce pot. Că munceam în stilul meu. Important e banul, băi, banul. Deci tiramisuri. Stretto și domnul? O plăcintă cu mea. Plăcintă cu mea. Bună ziua! Bună ziua! Tartă cu mere! Ce zici? Ce zici? Ce zici? Hai că e frumos, uite ce model i-am făcut. Da, da, nimic, bine. Nu, nimic, da, să aibă, da, din bogăție. Da?
M-am gândit că merge perfect după un pește, nu? Mersi. V-a adus ristretto? Da. Mulțumim. Da, da, mulțumesc frumos. Da, cu mare drag. El face bani pe stradă. Da, văd. Aldămaș? Da, știu, păi nu, bă, da. Nu. Pe asta, da. Dacă n-am marin ăsta, ne omorâm pe toți. Băi, ne omoară pe toți, mă, cu zile. Și cum mă învârt cum așa, m-a făcut mama vrednică, eu știu. Colega, am spălat tot. Așa. Hai că mă descu, domnul, de altă de treabă. Mulțumesc. Mulțumesc. Și mai poftiți pe la noi? Mulțumesc. Chiar am muncit cot la cot toți și ne-am făcut treaba, zic eu, bine, pentru că patronul a decis să ne dea sala de spectacol. Italianul a devenit român, a înțeles pentru ce strângem bani și a zis cu mare drag oricând. Dacă sunteți mulțumiți de ce a făcut ei și ne dea sala, mulțumim. Hai, da, ești de acolo. Stai aici. Stai că venim să te luăm. Pa, asta vezi de la. Stai acolo. Stai că cu te luăm. Cu sudarea frunții am să Arona. Maria, te rog să spui tu cât război de ăsta se mai face în Maramureș în 2015? Nu știu, eu vă spun sincer, dacă s-ar face o cercetare, cred că Săpânța este comuna cu cele mai multe războaie și cu cele mai multe țesături. Și în cergă, și în fețe de masă, ștergare. Și în penură. Foarte mult să țesă. Suntem în Maramureș, în raiul tradițiilor păstrate cu sfințenie și curățenie sufletească. Tot așa fac și cei din familia Albert, oameni cu 3 băieți de crescut, dar cu multe griji. Și pentru ei suntem aici. Și pentru ei avem un ajutor cu dedicație. Uite, asta pentru voi. Eu sunt acceptarea minorităților. Dus, te rog. Ce teroare am fost? Ce teroare? Sunteți sănătoși? Da? Ai bărbatul care e sănătos, ai copii? Da. Așa e, nu, nu trebuie emoții așa. Hai, să vă fie frică, e ceva frumos, da? Îmi dau seama ce a fost în sufletul ei. Îți dai seama, după atâtea necazuri, să-ți mai vină de undeva o rază de lumină, e mare lucru. Îți dă putere să poți să mergi mai departe. Erau lacrime de bucurie, emoții. Nici eu nu știam ce se întâmplă. E greu. E foarte greu. Dumnezeu e bun. Uite, ți-a ars acolo, ai scăpat cu viață, vine altceva și uite așa e viața. Nu te mulțumim că sunt m-am. Doamne, nu e nimic întâmplător. S-a întâmplat aia atunci, s-a întâmplat de soțul e bine. Dumnezeu vrea pe partea asta, copiii sunt bine. Ia uite, fii atent. Da, stai să vezi ce v-am adus, ia uite. Mica a plecat la camion și au văzut că tot ce e acolo în interiorul e pentru ei, deci mi se face pielea găină. A rămas fără cuvinte. E un ajutor la care nu ne-am așteptat. Ați făcut un cadou foarte mare. Și vă mulțumesc. Femeia săracă a plâns, plângea de bucurie, pentru că e vorba aia ca un vis care devine realitate. Mașina e spălată? Mașina de spălat, uite. Mașina de spălat. Este economică, dar nu consumă mult, da? E ce, e mașina de spălat? E primul dar care îl primesc. Sunt foarte fericită. În sfârșit mi-am îndeplinit un vis. Am întâlnit oameni săraci, dar așa că rar. Ușură? Da. Aragazul ăsta. Păi da, da, la omul elu. Asta e canapeaua. Când te așezi la... Ce nu-mi duc. Mi-era, mă apuc la plâns. Abisul sărăciei mă impresionează. Faptul că oamenii ajung să fie recunoscători, să creadă că efectiv Dumnezeu a venit pe strada lor pentru că au o canapea. Deci nu, pentru mine e prea...
Nu știu, mi se pare. Câteodată în viață te nevăităm mult prea mult. Și de pomană. Nu mai apreciem adevărata valoare a lucrurilor, să zic așa. Și lucrurile simple. O femeie care muncește de când se știe și muncește 24 de ore din 24 și este o femeie simplă și care nu înțelegea de ce avuseseră toate nenorocirile și toate necazurile astea. Au fost atât de încercați încât nu puteau să mai ridice capul din smoală, cum ar fi, știi? Te trage jos. Și de ce la niște oameni atât de credincioși și atât de muncitori? Deci nu este strigător la cer, știi? Bă, e un moment greu de trecut. Nu poți să treci așa ușor peste lucruri care... Te-ai împit două secunde. Să poți să ai lucrurile astea pentru ei este enorm. Marius! Nicu, Andrei? Da. Care e al mai mic? El. Joc! Dă-i joc! Ce dai? Cine are aici un pistol? Da. Și cine are aici al doilea pistol? Cine se împușcă acum repede pe aici? Vlad! Păi da, dar vă împușcați cu apă, punem apă în el și împușcăm. Ia să vedem. Nu știu câte jucării au avut ei. Vreodată. Îmi dau seama că nu foarte multe, pentru că nici nu știau să le folosească, practic. Noi n-am avut niciodată așa jucării frumoase, pentru că nu ni le-am putut permite. Mami și tate n-aveau bani să ne cumpere. Să te-o desfac? Da! Are și sitiu! Are și sitiu, ia uite-o! Wow! Am citit pe ochii lor câtă bucurie. Câtă bucurie că aveau acele jucării. Ei n-aveau jucării. Eu am trecut în viață prin greu. Și vreau ca copiii mei să aprecieze lucrurile. Le dau normal un telefon, le dau lucruri, adică le dau lucruri simple. Și când vezi că ceilalți copii n-au jucării deloc, nici o jucărie, niciuna, n-am văzut nicio jucărie. Deci până în casa aia și până curte, cât m-am uitat, n-am nicio jucărie. Cred că jucăriile lor erau niște pui de găină, niște pui de iepuri, găinile, cred că astea sunt jucăriile lor. Ei se joacă, nici n-aveau. Nu mai știu, zic sincer. Hai să vedem peste asta. Poți? Hai, dă-o să-l jos. Bă, până la urmă, le-am desfrăcat. Toată lumea a fost bucuroasă. Erau fericiți să aibă mai ales balansoarul ăla. Și deja când le pusesem balansoarul acolo, toți copiii din sat veneau să se dea în balansoar la ei. Nu se rupe la noi. Nu se rupe fără nu. Cruce, așa e. Ceea ce mă surprinde pe mine cel mai mult la oamenii cu adevărat săraci este generozitatea lor. Ce pâine bună am! Eu tot timpul fac, eu nu cumpăr. Dumneavoastră o faceți. Eu. Ne-au primit generos, ne-au dat horincă, ne-au dat pâine, magiun, dulceți. Dar ce nu ne-au dat? Nu au putut să nu ne dea ceva. A fost un delir gustativ, dar nu pot, mor. Bă, ce fată vrednică. Măi, frate, mă, cine o vedea-o și nu o luau? Ce și liberă, ha? Cine a mărit de aia mai rău? S-a mărit? Normal, după ce am desărcat camionul, i-am avut care treabă, de asta am venit, nu? Început să vopsim pereții. Mie îmi place cu trafalet, pensulă, n-ai treabă cu mine, mă descurc. Și așa-mi vine câteodată Tăburule Și așa-mi vine câteodată Să dau cu cuțătul-n piatră Să dau cu cuțătul-n piatră Dorule Așa-mi vine câteodată Dorule Parcă era cântecul ăla de hai să facem, știi? Hai să-i ajutăm, hai să aibă și ei.
măcar un pic acolo. Că așa-ți vine, știi? Din piatră să iasă foc, măi dorule. Din piatră să iasă foc, că eu n-am să n-am noroc, că eu n-am avut noroc, măi dorule. Mi-a făcut mare plăcere să pot să dau o mână de ajutor acolo. 8-20. Așa? Între noi. Asta... Hei! Dar nu l-am făcut la masă! Ne-am gură de apă! Tu să repar crăpătura! Să repar, să mor! Culele potrivite, băieții, experți în cu totul altele, devin profesioniști și la dat găuri. D. Cumpăna e cu laser, iar punctul de penetrare al burghiului e atât de precis încât sunetul modern al sfredelitului în zid devine muzică tradițională. Ia, bagă-l un pic, bate-l. Intră tot? Nu, dar... Păi să nu, e de... E bărâiul care trebuie să nu... Atât, așa. Bă. Hai, de-a mie exact pe mijloc, mă. Bagă-l... Îți rămâne un pic, știi? S-a agățat. Dă-i, dă-i, dă-i. Care vrei să-l pui prima acolo? Vertical sau landscape? Eu zic că... Asta? Ala, da. Ia, agață. Și după asta ne luăm... Pentru că... Uite-te, uite pe sus, să pui pe gaură sau nu pui lângă. Da? Vrei mai sus un pic? Dă-i mai sus un pic. Cam așa. Cam acolo, hai. Ia cu alea. Schimbi-o, burghiu. Hai că-s ajutor. Ah. Sunt frumos acolo. Asta-i. Cu plăcere. Altul moare și așa n-are, fii atent. Vă pup! Să vă dea Dumnezeu sănătate, Doamne ajută, mulțumesc pentru tot. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Doamne ajută. Doamne, să rămână, ne vedem mâine. La revedere. Ne vedem mâine. Ne vedem mâine. Când văd oameni care au nevoie, simt cea mai mare plăcere să-i ajut. Mama a rămas foarte impresionată de ajutorul care l-am acordat lor și tata s-a emoționat foarte mult, ne-au mulțumit și a zis, asta e menirea noastră, de-aia am venit aici să vă ajutăm. Îi lăsăm cu niște lucruri bine făcute. Hai, hai, echipa, ca lumea, hai, pa, pa. La revedere, copii, pa, pa. Sănătate multă. La revedere. La revedere. Sufletele încărcate de bucuria de a dărui pentru familia Albert, ne scoborâm la vale prin sat ca să le mai facem rost de ceva bun. Poate ceva miei, ceva mielușei, ceva cocoșei sau ce ori avea ei. Noi cu treabă în zonă, doamnă, și am văzut că aveți nevoie de mână de ajutor aici și ne bucurăm că putem să vă dăm o mână de ajutor. Și dacă o să vă placă ceea ce noi facem și, bineînțeles, dacă ne putem gândi împreună la familia care locuiește aici la dumneavoastră în sat, care este o familie amărâtă și bătută de soartă, nu știu, mă gândeam că poate dacă vă ajutăm, facem un alt dămaș, un târg, ne ajutați să îi putem ajuta pe ei, nu știu, cu ce puteți dumneavoastră, le ducem un iepuri, o găină. Vreau să ne întreb la șef. Nu șeful bucățară. Da, șeful, nicio problemă. Acum trebuia să muncim pentru familia Albert, la fel, să ne dea produse, nu neapărat bani. Eu ce l-am o găină, ce aveam, că omul avea multe animale, avea și iepuri, avea și porumbei, avea și găini, avea și rațe, avea și cocoși, avea și... Ce n-avea omul ăla acolo? Și hai să muncim. Uite, ei doi, voi doi duceți-vă la hai, domnul. Hai, ia Marin, duceți-vă la mine. Hai. Nu? Atât! Băi! Uite, prințesa! Nu mă speriați, mă, că-ți concentrată. Dă-te jos după asta, dă-te jos. Nu, dar nu, dacă a pus mai tare accelerația, intru cu ea direct în casă. Băi, uite, lovește aici, băi, băi, oprește! Uite, o lovește! Perona? Da,
E frumos să conducă Diana tractorul. Ne-am speriat că intra ea ca nebuna în casă, dărâmă casa. Să duceți în gunoiul ăsta acolo. Așa. Da. Să ducem unde la tractor acolo? Da, da. Cu roaba, cu căruța, cu tot. Așa, așa, așa. Și unde roaba? Uite acolo așa în spate. Mergem de câine și eu. A, gata, ce facem? Haideți. N-ai probleme cu mirosul? Nu, niciun problemă. În aer liber, pe miroase a bălărilor, nu vezi? Da. Nici nu miroase. Nu. Aer curat, aer bio. Aer miroase, da. Ii și tu o furcă și facem amândoi? Ce zici? Da. No, Nicolae, dă-mi voie puțin să trec. Am remarcat că bălegarul de păsări, cum a fi găinați cu toate chestiile astea, ce mai e acolo? Că erau mai multe chestii, erau mai multe animale. Nu miroase în aer liber. Deci nu pute. Ia. Oh, vai, să nu scap, nu? Ia auzi, mămieu, cam musete, uf. Vai, puneți-l înapoi. Sunt mai mulți, o să-i dăm și din ăștia. Îi dăm mici, mari, cum vreți voi. Și ce le mai dăm? Niște găini. Dar întâi să muncim, întâi muncim. Sigur, hai. Tararaida, hai la raida. Hai, dorulez, măi. Hai la la la, hai la la la. Măi, dorulez, măi. Cu furca să ia bălegarul să-l suie într-o roabă, m-am dat lovit. Dom'le, ce sunt ăștia porumbei? Da, aveți porumbei incredibil cu tare. Am luat la vorbă pe om, știi? Și aici e plin de porumbei, ha? Mamă, Doamne! Acolo plin de pui, de cuiburi. Uite, nu-mi putea, dacă vrei să vezi. Vreau să-l arunc eu, draga mea? Cred că da! Îmi place că cere bail. Cer... Pot? Auzi, ia grijă, nu-mi place. Du-te rău, lasă, pe bune. Nu că... Ce lasă să faci un din amblaua? Eu puneați alte chestii, pot! Ce lasă să faci amblaua, da? E lucru de bărbat, totuși. Așa. Ce facem noi din acest găinaț? Nu știu, dă din mâini. Ca să nu mai vorbești atât. Auzi, dragă, dacă tot vrei să faci ceva... Ia roaba și du-o acolo. Da, o duc acolo, roaba. Că știu că tu ești muncitoare. Da, sunt. Hai, păi știu, nu glumesc. Prefacem. Ce ați făcut, domnilor? Merge. Ce rebel ai scăpat? Ați dat drumul la porumbei? Ce s-a întâmplat acolo? Rona și Nicolae au avut foarte, foarte multă treabă. Au avut de strâns tot bălegarul ăla de oi, ceea ce n-a fost chiar ușor și nici puțin. Mie îmi place dragostea și când mă țuică neica, țuică. Și când mă țuică neica. Cred că Horinca e la baza construcției Maramureșului. Ai, 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 nu cred. Ia ce rebel. Vino, Diana, vino puțin să vezi pui de porumbei. Ai văzut ce urât îți când îți mici? Da, ce urât ei sunt, știi că sunt mici. Uăleu. Da. Și când îți mici să pun eu în el. Cine a văzut că găin lizba? Bravo! Rona, păi da, ea nu era din decor. Ea zice că e de la ANAF. Ea zice că e venit în vizită de amenzi. Zici, nemul. Uite, în fiecare an e altă culoare. Uite, în 2010 o fă roșu inelul. Cine le dă astea? Le pui tu, alegi tu sau sunt federația. De... Federația. Ah, federația îți dă. Da. Ta-la-la-la-la-la. Nicolae săracu a dat. A dat frumos. Diana luase deja la greblă, frumos, strângea ce era în ogradă, pe care zic, hai că-s nesimțit. Hai că deja ați nesimțit, deci chiar ăștia chiar muncesc. La 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 la. Vrei să ajungi tu acolo? Da. Hai cu grebla, hai că e mai ușor. Hai, zic Nicolae, lasă că duc eu roabele. Unde-i mă roata, s-o văd? Pe mijloc, nu? Hop, două, trei și... Și uite undeva una din aia mică. O pitică din aia? Uite. Ia, alea mici sunt, ce gustoase sunt. Ce e acolo? Așa. Și să suie acolo, peste iepuri. Ia, îi dă-le piticele. Doamne, deci unul dă să-ți idulu fimiu, că altfel n-a văzut în viața lui. Eu am cules ouăle din cuibar pentru că oamenii ăștia urmau să dea pentru familia Albert niște iepuri, găini, un cocoș, tot ceea ce puteau ei face să-i ajute. Ești mulțumit de ei ce au făcut? Da. Dacă ești mulțumit? Total, da, dar să vină și mâine, am înțeles. Da, mâine venim mai repede. Da. Ok.
Că mi-are mamut să-i prindem, să-i duceți acum? Da, dacă am muncit, nu e problemă. Îi ducem și mâine. Dacă e tot ce e, îi ducem mâine. Nu, dă mă coasele, om, dă colțul ăla, cocoșul, fie cocoșul ăla. Mă duc să-l prindă, fie alea de cocoș. Unde e, mă, cocoșul ăla, mă? Băi, cerebel, mă. Cerebel zicea, hai să tragem puțin de timp, că poate le nervăm puțin. De stânga, tu de dreapta, vin un coa. Punte aici. Hai, mă, dați-mă. Hai, mă, dreapta, așa. Cum a fost așa frumos? Păi se vede că e greșeu? Se prinde cocoșul acum. Spune. Păi, când cu nebunii, ne prinde pe dreapta. Ce prinde ea? Ia ce prinde, ia. Nu, nu. Mai, așa? A, asta, asta prindeți amândoi pentru că cu poza voastră să fiți așa. Hei, hai odată, hai! Hai! Sănătate, să trăiești! Să trăiești, să știi că nici oamenii ăștia nu erau avuți. Dar uite că din puținul lor au dat. V-am pupat, la revedere! Bucuroși că am repopulat ograda familiei Albert și cu ceva animale de casă, ne putem trage sufletul o țâră la Muzeul Satului, unde Maramureșul își serbează zilele. La Muzeul Satului, ca la Muzeul Satului, foarte multe case. La fiecare casă era câte un primar din localitățile de pe lângă Baia Mare și am colindat din casă în casă, rugându-i să ne dea de lucru, iar cu răsplata noi să putem să-i ajutăm pe cei de la Finteușu Mare. Ce stați buni aici? Ce ne suntem? Bună ziua! Oameni buni suntem și umblând în casă în casă să muncim pentru corul bărbătesc de la Finteuș. Ne-a mărină! Hai, mă, ale, hai să... Alea, roba, ledele alea mărunt. Să tăia, nu te cărat. Decrepat. Hai, că poți. Păscară, în cotietă de sus, curăță la găină. Nu este numai găinați, avem și păduși, și purici acolo de găină, nicio problemă. Să te intre cu-n barbă, fi, las, că le-a chicat la ea în bărbița pe aia. Dau cu coasa și cu lopata, intru în graj, râzând. Rona, Rona, am aici cartofii precurățați. A, da, 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 bineînțeles, bun. Cu mare plăcere. Așa, luăm la masă, aduceți o găleată, curățește cartofii. Cum schimbai ograda, să schimba meniul. Orinca rămânea la fel. Să fiți sănătoși și să nu fiți cu minți. Știi cum se închină la noi, așa, mai ales când stai de vorbă sau la masă cu niște oameni așa importanți ca cei de față. Da? Sucus gura, uscus fundul, asta ai zis la pahar. Și treci la muncă tu, nu la masă, treci la muncă. La muncă! La muncă! Scos din ritualul aldămașului, lui Cerebel i-a luat gâtul foc. Deși mulți știu de ce, puțin cunosc secretul. Înainte de a începe să se consume aperitivul, la noi se servește un pahar de țuică. Acum mai noi spunem compot de pere, dar e țuică și para au fost crescută în sticlă. Deci atunci când para este, fructul este mic, cu o rămurică se bagă, nu se detașează de pom, rămâne un pom. Sticla se pune cu gura în jos și crenguța de pom, de para, cu para ajunge aici. Și țuica primește un gust foarte bun de la fruct. Așa e român. Am simțit, cum n-am simțit niciodată, faptul că sunt român. Eu zice să mă mutați de aici cu mâncarea, sincer. Unele robe. Fiecare roba n-are roate. Fiecare după cât o învățați. Am rănit unde dorm găinile, în coșer. Nicuț acolo, cred că, nu cred că, m-au mâncat și niște pureci un pic, dar nu contează, asta e. Așa e, dacă... Nu mi-a plăcut școala, dragilor, ce să fac? Toată lumea era acolo să se distreze, să se simtă bine, vorba. Guri multe de hrănit, erau de curățat un sac de cartofi. Mulți dintre cartofi erau și de aia stricați. Doamne, cum să nu faci mânca aici? Am picioară, frumos, groase, uite. Mai sutere, că jumătate le aruncați. Ați venit. Dânsa, dânsa, dânsa. Am venit. Eu am trăit la țară și mi se pare normal să dai cu greb la... Hai să fim înțelegi că nu cred că e greu să împingi o roabă nici atâta. Aici? Hai bine! Așa, nu?
Să crăm niște lemne cu securea. Nu mi se pare foarte greu. Că aici să-i dau cică. Mere, mă? Ce? Băi, un pic la deal nu prea, dar e ok. Diana? Da, neamărin. E iepurile ăla de acolo mare? Nu, niciodată. Deci ce vorbești niciodată? Mută iepurii, mută iepurii. Chial de urechi. Vine-o mă încoace, n-auzi. Ah, gata. Hai mă, ia-le, ia-le. Deschide-mă mie aici. Și mă gândeam, Doamne, ce-am ajuns să fac. Chiar încet. Încet, așa, ia-l de urechi. Da, e mie milă de el, deci nu mai dă mie milă, să uite, l-am zumulit. Și mi-era o milă, zbura păr. Încoace, ia-l, vină-o cu aia. Îl iei de urechi, de urechi, uite, de aici, te-a. Uite așa, îl iei de aici, vină-o cu aia. Eu sunt puțin alergică la păr. Hai mă, lasă că nu se întâmplă, ia-l de aici de urechi, ia-l așa de urechi și îl iei de corp și îl bagi dincolo, hai. Și neamărinul, la scoate-l odată, trage-l în partea elaltă, mută-l, mută-l și ăla trăgea înapoi și-o de urechi și trăgea înapoi și-o de urechi. Ia-l și bagă-l dincolo, bagă-l dincolo, aici, sus, 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 sus cu el acolo, așa. Asta e purele era. Bravo, bravo. Păr, uite așa, pe peste tot, mi-era că mă ia tuse și atunci... Scoteam aerul și... Cam asta a fost toată distracția. Să nu stai mâinile. Am stai mâinile. O cuțitul ăsta așa mare. 2, 4, 6, 7, 8 cartofi. De unde e productivitatea muncii? Dacă muncii, nici un leu n-ai muncit. Un leu. Mamă, și vreau să-l postez acum. Și nu pot să-l postez așa. Ia, dracu să fii. Treci aici, treci, treci. Mamă, ce m-a luat! Care fluieram? De ce-l fluieram? Eu după găină, că da. Incredibil ce m-a văzut, bă, ce ochi are ăsta, bă, incredibil. Pui, 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 pui. Te prind, te prind. Hai, asumă să pui. Îmi pui aici. Unul din primarii care erau acolo, a de glumeț era, a zis să băgăm și noi toate găinile în cuibar. Nu e ora de a fuge după, după găinile. Ce le-ați dat să mănânce la găinile astea, că sunt foarte sportive? Cine știe, poate și găinile or fi pe aldămași. De-aia fug pe mai multe cărări. Poftiți de! Haide! Auzi, Roana, Roana, Roana! Du-te în ceie parte și le prindem aici la la mierdă. La clopuri, la asta, la... Du-te, fugi mai aici, fugi mai aici! Fugi, fugi! Hai. Rona! Dacă vă plimbă careva cărde? Ce m-a afrentat, incredibil. Hai pe gazeșe-te undeva! Rona, hai pe gazeșe-te! Deci nu e foarte ușor. Ești tu și găina. La un moment dat mi-am dat seama că ajungesem să vorbesc cu găinile. Deschid ușa, fain frumos, intrăm amândoi. Hai, intre! O, Doamne! Hai, nu-ți e, nu te speri, nu te speri, draga tate, nu te speri. Nu-ți fac nimica, stai nici de-a. Opă, ciocălui, nu-ți fac nimica. Hai, frumos! Poftim! Na, n-ai vrut înăuntru? Găină, nu aș fi dat! De n-aș fi dat tare în sat! Mi-am dat perina din pat, de pigeu, din păgard! Și-o lămas paile gale! Și mă-nțeapă la picioare! Și pe aici și pe dincă, nu mă mai pot arăta! Avea femeia niște strigători, uai de mine! Mai zi, mai zi de găină! O, Doamne, ajută! A fost moment energetic, așa, tonic, ca să zic așa. Ai găină, ce se ouă, speciale amândouă, nu știu cum de am uitat, și la nașă nu i-am dat. Am învățat să cânt găina, da, ce mare moment. Să cânti găina. Doamne, ce-a fost acolo! Mă apucai de cizmărie, cea mai bună meserie, să iau acul, să cârpesc
și din asta să trăiesc. Bagum, 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 bagum. Pe șoseaua de la moară. Bagum, bagum, bagum. M-ntâlni cu o domnișoară. Bagum, 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 bagum. Și simpatica Duduie a avut ceva să-mi spuie. Bagum, 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 bagum. La pantoful ei cel fin. Bagum, bagum, bagum. I-a crăpat pielea puțin. Bagum, bagum, bagum. Și mă roagă ea cu gura ca să-i repar crăpătura. Mi-aș chereți ucața-și gura. Bagum, 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 bagum. Tu să repar crăpătura. Bagum, 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 bagum. Atât? S-o repar să moară. Bălegar de vacă. Nicolae! Ce rebel! Ce rebel! Ce? Ai zis că e altceva! Păi am nu știu ce maramure, nu știu ce... De ce să se amestecă bine cu mâna asta? Eram tânăr fecior, eram palamuțior. Te-am râs acolo, am râs? Acum sobița s-a stricat și cerele nemulte. Vecinii mei sunt oameni buni și s-ar ca să mă ajute. Vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă. Vecinul de lângă tine te ia una spine. Vecinul nu are voie să cunoaște. Mamă, ce bune asta, da. Să stai la rând să-ți iubești nevasta. Până acum e căsnicie, știți care e? Să vă sară rândul. Mulțumim foarte mult, mulțumesc foarte mult. Ce rebel, ce rebel. Aici pe zonă se vorbește... Am râs de mă, dureau fălcile. Rămânsesem așa, nu mai puteam de râs. Mulțumim mult! Mulțumim! Mulțumim mult! Am ascules și material. Mulțumim mult de tot! Vă mulțumesc din suflet! Ce mulțumim mult! Ce bine că scape de plată! Ce frumos! Gata, tot râs! Eu! Ce rebeli, a plăcut foarte mult Lorona la fel, lui Diana la fel. Deci toată lumea s-a simțit bine. Nu știu ce ne-au făcut, cum ne-au vrăjit. Deci toți s-au întrebiat foarte repede. Una. Două. Mulțumim. Hai. Mulțumim mult de tot. Mulțumim mult de limbă, cine are tradiții, moare în această mare a națiunilor. Eu sunt sculptor. Asta ne e lingura de dar. Crucile specifice ale noastre de aici în zonă. Troițe specifice de ale noastre din zonă. Toți de aici, din muzeul ăsta, sunt niște oameni extraordinari. Astăzi, de exemplu, noi meșteri am adus produsele noastre. E o sărbătoare foarte interesantă, frumoasă. Am plecat mai departe și am ajuns în altă curte, unde tot așa fierbeau ceaunele cu mâncare, cum am intrat doi primari. Sofia! Să trăiți, să trăiți! Marin Barbu, Marin Barbu, bucur! Am venit unde e muzică. Domnilor, e bună! Bine v-am găsit, bună ziua! Avem și de lucru, nu mă voie! Și ce problemă? Avem nevoie de ajutoare și muncim, nu vrem nici gratis. Foarte bine! Mare, dragi! Eu așa! Vreau o domnișoară cu unghiile mai mari. Ia, stați așa! Da, dânsa, 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 dânsa. Și un băiat. Și un băiat? Hai, haideți! Așa, ei doi. Să vă dau o furcă, o greblă, faceți o căpiță. O căptiță. Ah, ce fain! Și după aia vă dăm de plătit în gratis. Hai, să vă explic. Da, de acolo e... Da, am să fie. Rona, baftă! Deci pe vremurile când eu eram un copil mic, așa. De la noi în casă se proceda în astfel. De la sărbătorile mari, Paști, Crăciun și la sfârșit de săptămână, în special la sfârșit de săptămână, pentru a dezinfecta casa, se proceda în felul următor. Suflecați-vă mâinile că trebuie să reparăm aici la casă. Uite, în găleata asta avem niște apă cu niște ciment. Și bălegar de vacă. Super tare! Bălegar de vacă. Când am auzit bălegar și cu mâna trebuia să mângâiem pereția frumos, ce crezi că am făcut? Nicolae! Da! Nicolae! Băi, e nevoie de tine! Lasă la mine! Bine, 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 bine!
E o golan. Nicolae, vino puțin. Nicolae, te-a chemat, domn? Vino puțin. Lasă-mă să fac eu și nebun acolo, nu mă pricep. A zis ceva de Maramureș și eu nu știu ce e acolo, mă? Boss. Ce, mă? Nu știu ce e acolo, să mor eu, n-am înțeles. Hai, mă duc, mă. Mă sacrific. Da, mă, l-am păcălit. Asta e talpa care trebuie lipită cu acest demon ca să se prospeteze, să nu apară... Păi să nu ție praf ăsta. Praf ăsta. Și aveți cu ce să o întind un pic? Cu mâna. Păi așa s-o lipit. Ce rebel! Ce rebel! Păi ești nebun? Ce? Ai zis că e altceva. Păi am, nu știu ce, Maramureș, nu știu ce. Deci asta se amestecă bine cu mâna, se omologhează. El dacă e de aici, de peste deal, cum zice el, ăsta face ca la carte și se vede. Gerbele mult a profitat. Ne-a întrebat un om la un moment dat, zice, bă, dar Nicolae ăsta nu-i dă paci după undeva din zonă? Zice, bă, da, domne, de ce? Se vede. De ce se vede? Și uite și poziția, cum stă. Mă uitam așa, m-a dat într-o parte, zic, mă, dar cum stă ăsta, mă? Mă uitam, pac la el, pac la Diana, pac... Da, Diana, într-adevăr, avea o poziție la, la furcă, ca pe aspirator, știi? Ținea ca pe aspirator de la de casă, așa. Nu uitați, deci banii că ne faci ca să alege mai bine. Facem din partea, nu? Da, veniți de acolo, ca să nu călcăm pe proaspăt. No, bun, bun, hai. Hai, draga mea, hai, nu să-mi grust apa, că... Președe. Păi, și cum să fac? Ia loc. Așa, puțin și o împins cu mâna. Așa. 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 Ai vino cu altul, că-l faci tot acolo. Păi nu-l fac, dacă trebuie mult. Așa, dragă. Așa, dragă. Uite, draga mea. Miroase sau nu miroase? Nu miroase. E, Doamne. E doar banii, că auzi. Au, dragă, să spală oricum. Doar ploaia ne mai salvează. N-am muncit, gen, numai lucruri faine. Am muncit și neasă, grea, deci eu am făcut tot posibil să muncim ca lumea ca să primim cât de mulți bani să ajutăm pe oamenii ăștia. Am făcut și bineînțeles și de mâncare, că oriunde mă duc acum lumea, cuțitul trece și lucră. Fac eu, stai liniștit, Nicolae, e ok? Hai, Nicolae, hai că stă cea unul după tine, tati, hai! Zic, pune acum carne, pune, da, mai lasă-l puțin, bac, adică îi dădeam și bucuria meseriei, știi? Pune carnea, mă, pune carnea! Păi mai e niște apă înăuntru, o pun deja? Mai lasă, mai stai, așteaptă! Mai aștept, ce să fac? Uite de la Rona, na! Rona cu bună dispoziție, ea cânta cu oamenii pe acolo și dansa, dacă mă întrebi. A început refrenul. Facem o atmosferă, e măcar atât lucru. Hai un pic, să luăm ceva, să o învârtim. Învârtim și o s***i, băi! Nu știu unde am nimerit. Acolo am nimerit la oamenii cei mai nebuni care există. Oamenii erau la a 15-a Horincă și să vorbeau numai cuvinte din alea de șuchiate. Că ți-a dat gură cu muci, băi! Ce zici? Ce zici? Și o țucă între p***i, băi! Am zis, nu se poate, cum... Câtă imaginație are spiritul ăsta românesc, mă, nu se poate. M-au surprins. Au început să spună niște chestii și niște strigături de pe la ei, m-a făcut praf de râs. A fost extraordinar. A? Cum arată? Fai de capul meu! A? Prima noastră o comară, când adânturi înfundată. Fraților, vorbiți cu vară, prima... Eu astăzi sunt ceea ce sunt și mă pricep la multe lucruri. Mă pricep pentru că am învățat de la bunicii mei. E făcută în aer liber, lemnul și fumul, îi dă o altă savoare la mâncare. Oricum am încercat acasă să facem la ragaz, nu se poate, nu e așa gustul. Fumul cu aerul, cu tot ce există, e un gust. Oalele mari, mâncarea făcută în cantitate mare, e mai bună. Se vede diferența într-o legumă de la țară. E gustoasă, e bună și carne la fel. Am început, am gătit acolo, am dat și cu aldămașul, am făcut și poza, am început să cântăm.
Aldămaș, Horinca, Aldămaș, Horinca, mâncare, Aldămaș, mâncare, Aldămaș. După ce am cântat cu... Așa be oamenii buni. A venit Mireasa. Lasă să intre, lasă! Lasă! Lasă să intre! Lasă! Bă, măi bune! Ce ai făcut? Vine un clad, draga mea, te-a furat cineva. Ce ai făcut? Să rămână, bravo! Foarte frumos! Domnule, să fiți fericiți! Casă de piatră! Să rămână, să fiți sănătoși! Totuși! Casă de piatră! Frumos, 4 perechi de nași, plus miri, plus soacre și socri și ce alte neamuri mai erau. O cânta cu noi, o băut cu noi, ne-am pozat, ne-am felicitat și au donat. Frumos, frumos, am văzut și mine asta. Și la un moment dat au început să cânte... Pușca și curea o lată, că așa era el odată. A trecut timpul neamarin. Era el direct să... Când eram tânăr fecior, eram pala bunților. Oamenii ăștia știu să se distreze, știu să muncească, știu, cum zice Ardeleanu, rânduiala. Munca e muncă, dar distracția trebuie. Și mă bucur că străinii care vin în muzeu și că românii care trec pe aici văd și simt această energie a oamenilor. Cât de frumos se distrează ei. Ne-a spus că în Maramureș oamenii sunt într-un fel, dar n-am crezut că sunt chiar atât de... Chiar atât de sunt. Eram toți, nu se poate, nu ne mai puteam opri, eram așa, deci dacă dura o săptămână, o săptămână am fi făcut asta. Deci toți am muncit, toți am mâncat și toți ne-am distrat la cap. Adică, nu știu, parcă ne cunoșteam toți de viață. Dacă ați fost mulțumiți de colegii mei cum am muncit, dați ceva pentru corul de la Finteuș. Dacă nu, nu. Am fost mulțumiți, da? Am văzut că știți, eu reprezint comuna Soaș, din partea locuitorilor la Soaș, 5... Mulțumim mult! Ia asta n-are ton. Ce se întâmplă, este jurnalul. Să vezi filmul, cât se odrâncă pe cât o bucățică de asta, de ce munce doamna. Ceva ce face cerge, pe care se duc oamenii în ispită. Aici judecă tăți noaptea și ziua lucră. Dar trebuie a fac cu coni. Trebuie a fac cu coni și nu unul, doi. Mulți, mulți, că altfel vin aceia cu pălăria. Nu. Trebuie făcută muncă în cergă. Și pe lângă cergă, și pe lângă șepă. Dar trebuie făcut. Problema oamenilor care vin în Maramureș pentru prima dată se îndrăgostesc de moroșeni. Se îndrăgostesc de, nu știu, de copaci, de natură, de
tot te îndrăgostești. Adică tot e fain, tot e la locul lui, nu știu. E energia asta care ți-o dă Maramureșul, liniște, așa. Oameni simpli care fac lucruri faine. Am descoperit niște chestii aici extraordinare. Oamenii care vin din București părăsesc capitala să devină daci pe aici. Deci aici am ajuns chiar la daci, ca să înțeleg bine, da? Chiar pe tărâmul dacilor. Înainte înapoi, înțepatul plus baratul s-au lovit în sine, nu? Adică puteai să folosești cum vrei tu, oarecum. Baratul e numai în film. A. Așa poți să faci o grămadă de șmecherii. Șmecherii teoretice, da. Alea sunt filme. Practic. Înțepatul efectiv. Încet. Păi, te uiți la el un picuț, că deja se îndoie, vezi? Mhm. Întorci și dai din cuci. Ei sunt profesori de istorie care duc mai departe sau care vor să arate la oameni cum s-a trăit de mult. Hai să vedem dacă mai faci ceva la vârful ăla. Sus, dai putere la ciocan. Așa. Nu mai într-un loc dai. După culoare îți dai seama că nu mai trage. A, trage, da. Eu am fost foarte curioasă să văd un loc în care era un domn cu o presă de plante, unde el făcea acolo niște parfumuri. Bună ziua! Bună! Ce și-au dat fetele pe mână să miroasă? Da, uite, e un parfum dacic și după... Care, ăsta? După ochii tăi, am aici unul care l-am făcut cu niște petale de trandafir din Damas, cu niște morcov sălbatic de la noi, care se potrivește foarte bine. Yeah. Ăsta e foarte dulce. Mulțumesc. Nu mai trebuie să zici nimic. Serios? Chiar așa. Și uite așa, punem semințe, plante. Se busuioc? Da, și cam așa își făceau dacii parfumurile, știi? Nu erau... Ei, lavandă? Da. Dafin. Lavandă, cătină. Dafin, cătină. Miroseau foarte interesant. Erau foarte puternice ca și miros. Asta pe mine m-a fascinat, mi-a plăcut foarte mult. Spada aia mare, dar are 30 de chile. Câte chile are? Cred că asta are 9. Dacă bine zic. În aia nu intra sabia sau de ce? Deci, ca idee. Deci intra... Nu, nu, nu se întâmplă nimic. Ce să se întâmple? Păi aici, așa? Păi ele... Wow! Cum e? E bine, mă. Mușcă, îți dădea una încăpățână. Vai, dar luai o piatră, luai o săgeată. Luai eu de pe cetate sus un bolovan. Ei făceau, zalele alea făceau ei din drod învârtit, tăiat. Se ia, bă, repede înainte, vă zic. O sârmă, se învârte repede, uite așa. Faci o spirală, îl tai cât o zac. Și zalele sunt așa. Nu doar le strângi cu patentul, atât. No, fii atent cum se lucrează. Se crecănează. Partea asta se bate cu ciocanul până devine dreaptă. Asta devine dreaptă, se suprapun amândouă, se dă gaură, se prinde unit. La o za. Și o cămașă de aia de zale are în jur de niște mii de zale. Muncă de chinez, cum au zis și ei. Mai sper să ne dea ceva că muncim atâta, nu? Păi eu și eu zic. Că de la daci mie nu vine să cerșesc, să știi. De ce tu? S-o fi jena. Da, mă, sunt strămoșii noștri, totuși. Tu ești roman, și amicul meu. Îmi dădeam casca jos și mă băteam fără jene. Cum să mă bag cu asta pe cap? Nu trebuie să te bați, trebuie să ții. Ești apărat de scut, ești apărat de cască, când s-au apropiat de tine, l-ai junghiat ca pe purcel. Tu ai tăiat în zonă, deci. Dați-mi forță. S-a îmbrăcat pe Nicolae și am început să ne batem. Te ai lovit? Îl prins. Doamne, frate, da, n-a lăsă, lasă, nu? Așa. Asta, mama ta! Ce? Uite, cu scutul, am văzut cum arăta scutul ăsta, da, cu sulița, eu eram cu sabia. Stop! Trebuie să vă arăt o șmecherie, mai acolo. Scutul nu este numai de apărare. De atac. Ia uite, vii așa cu scutul. A? Da, ce? Vezi că-i stricat feza. A, da, ție. Asta se mișcă. Ține-l număr, nu-l lăsa de lângă umăr. Că te... Păi nu, dar să mișcă asta. O dăm jos și-ți dăm alta. Nu, dă-o jos de tot. Vrei? Păi da. De fapt ai ca... Yeah! Come on! Dar ține-l număr, ține-l număr. E număr, ia. Ce, e număr aici. Aici. Așa. Deci m-am jucat 3-5 minute, cred că, maxim. Eram fleașcă, mort.
Ce ai făcut? Ce ai făcut acolo? Băi, ce ai făcut? Mai pe centru, mai pe centru. Că am văzut filme de alea. Bucuros pentru că sunt niște oameni tineri care duc mai departe tradiția oarecum. Niște oameni pasionați, incredibil. Daci liber, foarte fain. Mi-a plăcut foarte mult. Acolo, uite aici, o dată. Da. Domnilor, mulțumim între stoc. Cu mare plăcere am învățat o meserie. O experiență bună. Deci după atâta muncă, cu drag, am început să facem niște bănuți, am avut și noroc că Dumnezeu nu doarme. Lângă Muzeul Satului este o scenă în care era spectacolul de folk. Ne-a chemat pe scenă Duc Berti. Am făcut un mic anunț spunând că noi am venit să susținem corul din Finteușul Mare. Vrem să ajutăm corul din Finteuș. Acest cor care este de 100 de ani deja. Așa este. Noi de câțiva ani încercăm să facem lucruri cât mai frumoase și cât mai bune. Eu sunt aici să-i învăț să danseze jocuri tradiționale din fiecare zonă, dar noi vrem să ajutăm corul din Finteuș. Așa că dacă dumneavoastră vreți și aveți ceva în buzunar și vreți să puneți ceva în seara asta, bine, dacă nu, să fiți sănătoși. Vă mulțumim și sănătate vă dorim. Și nu vă mulțumim, aș mai avea eu o singură întrebare, ca să și pentru mine și pentru toată lumea. În ce mod va fi sprijinit sau poate fi sprijinit acest cor din Finteuș? Vă rog. Toți banii care noi vom strânge, îi vom dona corului din Finteuș și avem un sponsor, Dedeman, care ne va da multe produse și noi o să încercăm să le facem acolo în sala de repetiție a lor și o să vadă lumea la televizor. Și să există acest cor care există de 100 de ani deja. Așa este. Un singur lucru mai am și să vă zic. Nu dați banii pe prostii, faceți poze la copii. Dacă vreți să facem o poză în seara asta, 10 lei. Vă rog frumos, putem să fim cu mare drag din iubire pentru voi și poate ajutăm și corul. 10 lei poza cu drag. Mă retrag cu tot cu urnă și abia aștept să facem poze. Mulțumim frumos! Zilele mele și lui Iaxul Caritabile se întâmplă în zonă. Și oamenii au fost atât de drăguți. Aici sunt, doamnă. Și vă mulțumim foarte frumos. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc în numele lor. Vă mulțumim mult de tot. Bine ați venit la Baia Mare. Bine v-am găsit, că-i fain rău aici. Vă mulțumim mult de tot. Vă mulțumim în numele lor. Imediat și mă duc și la doamna pe partea cealaltă. Mulțumim frumos. Nu mi-a văzut, am atras atenția ca cu circul, știi? Ce rebel e mortal, de să poate. Veneau oamenii să facă poze cu el. Domnule, îți mulțumesc. Sincer, îți mulțumesc. Mersi mult. Vă mulțumim foarte frumos că din puținul dumneavoastră vă gândiți și la ei. Mulțumim frumos. Sunt foarte mândru de tine. Îți mulțumesc mult de tot. Mulțumim foarte mult. A fost ceva așa foarte fain, că oamenii, deci aproape toți oamenii au dat bani. 1 leu, 2, 50, 50, 100, 200 de lei. Deci oamenii au dat cu drag. Acum vin. Se poate așa ceva? Vă mulțumim mult de tot. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Deci pe cuvântul meu, deci m-am plimbat printre oameni, cred că 20 de minute și s-au strâns bănișori. Buni. Hei, bulgar! Hei! Ăștia-s banii care a făcut Cerebel și cu mine la fotografii. Doamne ajută! Doamne! Am avut lume multă, am avut de la cine să cerem bani să ajutăm pe oamenii ăștia. Mi-a dat cu dans, de fericire, că am reușit să strângem niște bănuți. Pentru Finteușeni!
ajuns să reverticalizăm atacul și să punem la lucru talentul. Hai cu domnul Petre la strâns rândurile pentru spectacol. Al doilea, ram tai ra da ra da ra da ra da ra da ra. Eu l-am integrat și pe Mihai Petre în dansul nostru, adică l-am învățat neamărind pașii noștri de maramu. Gata! Oh, așa de... Stânga! Poc, poc, drog, poc! Mă, mi dor și palmele, mă dor și picioarele! Și pe lângă aici ești la fix! Am terminat cu capul. Eu am chef să ies în club, de fapt. De-aia sunt stresată. Clubul poate să mai aștepte, căci lumea toată s-a strâns buluc la spectacolul nostru de binefacere. Spiritul dăruiței a adunat în jurul cauzei noastre artiști dispuși să o susțină din suflet și mulți oameni de rând pentru care urna va da ocolul sălii toată seara. Și dacă mai luăm în calcul și prezența domnului Petre, hora ajutorului poate începe. Nu mai am așa mare emoții înainte să înceapă spectacolul, pentru că deja avem o istorie. De fiecare dată când ajungem într-o comunitate, totul se termină cu un spectacol. Am gândit așa pentru că știu că într-un spectacol se adună lume mai multă și de aici putem să facem rost de bani. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine ați venit! Wow, ce primire, ce oameni frumoși! Mă bucur că ați poftit pe la noi în număr atât de mare. Mă simt fantastic că merg în multe orașe din țară și organizez un spectacol pentru a ajuta pe cineva. O să aflați pentru cine am venit noi aici la Baia Mare după ce o să vă prezint sufletul acestui demers. E un domn foarte puternic, cu o palmă grea și face o tradiție din a o folosi pe spinări de vedete mai puțin bătute de noroc. În aplauzele dumneavoastră, Nea Marin Barbu! Să ajung în Baia Mare, de mult îmi doream să ajung la corul de la Finteuși. Am lucrat în aceste zile cu drag, dar am o echipă. Cerebel, Nicolae, Diana și Rona. Sunt bucuros că m-am întors acasă, știi? Pentru că aici sunt rădăcinile mele și sunt bucuros că de obicei când vin la Maramureș vin numai în vacanță. E, de data asta m-am alăturat acestei echipe minunate, ca să strângem niște bani pentru niște oameni care duc tradiția mai departe, bărbații ăștia în care sunt 3, 4, aproape chiar 5 generații care duc mai departe folclorul, graiul, că merită, sincer. Și dacă tot am vorbit de corul de la Finteuși, vă rog să veniți pe scenă, să vadă toată țara cât de bine și cât de frumos cântați dumneavoastră. Sala plină, bă, ambianță faină. Am început să ne facem fiecare numerele. Și încât, cum să spun, nu știu dacă am crap pe ecran acum. A fost o bucurie foarte mare să reușesc să-i ajut prin organizarea spectacolului caritabil pentru ei. Și eu cred că niciodată situația materială nu ar trebui să îi împiedice pe oamenii care duc mai departe tradiția să o facă. Intră pe scenă la Baia Mare. Cerebel! Un de pete șerea? Un de pete
în viața asta că ajung dansatoare într-un balet rebel. Așa, adică chiar dacă nu merg să dansul, trebuia să râd, să mă simt bine și am făcut-o. Dansatoarele alea de fac spagat în toate părțile, sunt dezbrăcate, sunt nu știu ce. Ne-am pus și noi oameni serioși pe acolo, știi? Mi-a plăcut echipa de aici, de la Baia Mare. Nu s-au dat la o parte de la nicio încercare, cel puțin cât a fost vorba de spectacol. Eu am strâns donații, am făcut un tur de sală direct de la început. Lumea a fost destul de generoasă. Totul se întâmplă pentru acest cor minunat pe care sperăm să-l ajutăm cât putem noi de mult. Cred că toți maramureșenii am auzit cel puțin o dată de ei, i-am ascultat cântând și am încercat să-i susținem pe cât am putut. Băi, am făcut un spectacol foarte mișto. Diversificat, colorat, oameni din sală au fost zâmbitori, am văzut bucurați. Ne face mare plăcere să ajutăm corul din Finteușul Mare, de aceea am luat această decizie de a veni. Deci, într-o zi jumate să faci spectacole, coreografie, chestii, să dansezi, să asta, să le legi. Cred că chestia asta se poate numai în România, adică. Haide! Cine ajunge să danseze cu un ansamblu flow? Nu oricine în viața asta ajunge să danseze cu un ansamblu... Aldămaș? Nu te gândești că ajungi cândva să dansezi, dar nu oricum, pe o scenă, cu un ansamblu folcloric. Corul Finteușul Mare, pentru ei suntem aici. Să nu uităm scopul pentru care am venit. Vă invit să donați pe acolo prin sală umbră deja Rona împreună cu Marinică, urna noastră care e tare înfometată. Corul respectiv are o tradiție și să se mențină are nevoie de un ajutor și material, având anumite deplasări. Și noi punem mâna să-i ajutăm să rămână pentru noi un simbol a Maramureșului și a țării. La spectacol tot timpul am emoții, păi da, atunci nu ești artist. Mesajul artistic se face, să se transmite prin emoții. Emoții sufletești, trăiri. Oamenii ăștia ne învață să fim mândri că suntem români, cu vocile lor și cu ceea ce cântă și ne transmit. Faptul că cineva te bagă seama, deci însemn ceva pentru acest popor. Eu cred că o să rămână o poveste peste generații.
cunoaște și copiii copilor și o să povestească ce s-a întâmplat în Finteușul Mare. Și consider că artiștii ar trebui să ajute artiști. Mi s-a părut că au fost foarte emoționați. Ei realizau că noi toți cei care eram în sala aia, eram acolo pentru ei. E scris în istorie, acești oameni ce au făcut pe contul lor propriu, de când sunt eu copil, merită tot respectul. Rona Harner este clar omul momentului. Deci ea l-a văzut pe Elvis pe scenă, la revedere, drum bun, țintă s-a dus. Piesele lui Elvis cu drag în limba mea maternă, în limba romanii. Eu când rock în rom. Rona iubește tradiția romilor. Abușal de Maș, bineînțeles, și era atât de voioasă. A transmis, artistă, deci nu mai interesează. Deci pe ce nu interesează banii? O faci cu drag. A ieșit așa un moment foarte vesel, foarte tonic și foarte frumos. Cum a fost, mami, la spectacol? Ți-a plăcut? Super! Păi n-am văzut chiar tot. N-ai văzut chiar tot, Sudan. Și am pierdut un dinte. A pierdut un dinte azi noapte! Dinte crescut în Franța și care și-a dat duhul în România. Ne place muzica și vrem ca acel cor să continue să cânte. Toate numerele au fost bune, dar ce a depășit limita spre mai bine, corul de la Finteuș a impresionat pe toată lumea cu aceste cântece patriotice. Fac parte din acest cor pentru că noi reprezentăm Maramureșul și de ce nu și România.
momentul corului în spectacolul nostru a fost unul special, pentru că noi toți cei care eram acolo pe lângă cor, eram pentru acest cor. Mulțumesc celor care s-au plânit la sufletul nostru și la necesitățile noastre și la mesajul pe care noi îl transmitem. Cel mai important lucru pe care îl poate păstra unul din suflet este dragostea de neam și țară și acum de Dumnezeu. Vă mulțumesc că sunteți toate invitații noi. Nu ne-a fost ușor să știți că am muncit de dimineață până seara. Mulțumim frumos! Să fiți sănătoși! Cât am putut noi, le-am adus în zâmbet. Parcă trăim o viață nouă. În urmă cu 20 de ani, am avut fericită ocazie să cunosc familia Dragoș. Cinstit să fiu, am cunoscut prima dată fiica, Dragoș Iuliana. Ea este o iubitoare de joc tradițional. Iuliana este directoarea Ansamblului Folcloric Național Transilvania din Baia Mare. Trebuie să destăinui că Iuliana cu trupa ei va dansa în Piața Constituției în spectacolul pe care Andrei Rieu îl va susține în iunie. Este enorm de mult. Ea s-a născut aici, la Finteuș, din familia mea. Aici a învățat să danseze. A făcut etnologia după ce a făcut artele spectacolului. Numai trudind poți să ajungi sus. Fără trudă, nu. Faptul că ne aflăm la Baia Mare, nu puteam să nu invităm Ansamblul Național Transilvania. În seara aceasta vom prezenta cu cinste Maramureșul. Sperăm să se adune cât mai mulți bani pentru corul din Finteușul Mare. Bineînțeles că am dansat, am jucat între mese. A fost o seară faină. După care, la final, am urcat toți pe scenă și am făcut o horă mare cu tot ansamblul. Mulțumesc ansamblului! Aplauze pentru Neamărin, care joacă de rupe podelele, dar face ca lucrurile frumoase să se întâmple. Poftiți pe la noi, poftiți și dăviți! Mulțumesc frumos! Seară plăcută! Sunt foarte bucuros! Am reușit! Adică munca noastră nu a fost aiurea. Momentul culminat era spectacol la care au venit mai mulți oameni care au și donat bani și m-am simțit împlinit. M-am simțit mândru că am participat și am avut o echipă mișto și chiar a fost ceva tare. Spectacolul? Senzațional. Hora dăruiți a strâns tot ce a fost mai frumos în Maramureș. E timpul să vedem ce a strâns cu folos. Dimineața trebuia să ducem banii pentru care am muncit atâtea zile. Urna desfăcută, calcule. Fiecare număr a cât un teang, Neamărin scria acolo, nota tot. S-a strâns o sumă foarte frumoasă de bani și eu sunt foarte mulțumit. A venit și ziua în care am dat acești bani, bani pe care am reușit să-i strângem pentru corul de la Finteuș. Bună ziua, bună ziua! Și că vin taberele. Hai aici! Nu ne-a fost ușor să știți că am muncit de dimineață până seara. În afară de spectacolul care a fost extraordinar, noi am reușit să strângem 16.856. Mulțumim frumos! Să fiți sănătoși! Să vină și alții să vă ajute de 10 ori mai mult decât v-am ajutat noi. Întotdeauna omuteanului îi place partea materială. Dar să știți că pentru noi ne-a bucurat mai mult partea spirituală. Banii pe care i-au strâns vedetele cu Neamărin ne fac să continuăm activitatea corală și vom mobiliza și tineret mai mult. Și știți cum? Atunci când
are loc ceva frumos, îți dă speranță, puteri să speri la ceva, la ceva mai mult. Această săptămână a fost ceva magnific. Și-a contat foarte mult, enorm de mult. Noi ne bucurăm și nu numai noi, toată comunitatea de aici. Noi, totul ce ne-ați dăruit o să fie investit pentru promovarea activității pe care noi o facem. Cei care iubesc această nație dăruiesc. Sper ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate. Doamne, la fel. Cu tot ce vă doriți. Domnul Dragoș, foarte fericit, ne-a spus acum la final că... Uite, s-a împlinit un vis. O să bem altă majoră. Uite, în ce se îngea Părona. Bineînțeles că ne-au întâmpinat cu un Aldămaș. A venit Ișteană. Am băut Aldămaș, măi oameni, măi. Deci am băut câte un par de horincă de asta de la noi, din Maramureș. Ne-am simțit extraordinar. La revedere, sănătate. Sănătate. Tot ce vă doriți. Ne-am să fiți sănătoși. Ne-am arăt. Sănătate multă. Mulțumesc. Bine. Să fii sănătoși. Vă mulțumim. Sănătate multă. Pe cuvânt, dacă n-am trăit aici lucrurile atât de frumoase, atât de emoționante, nici nu-mi găsesc cuvintele să spun cât de bine m-am simțit. Dincolo de sentimentele ce ne-au înălțat sufletele, la Finteușul Mare lăsăm corului condus de Nea Andrei bani cu care să-și promoveze activitatea în turnee sau în spectacole de popularizare a tradiției. Pe lângă toate cele necesare pentru modernizarea spațiului de repetiții, care de acum înainte va fi încălzit de o centrală termică și care de acum înainte va avea un grup sanitar igienic, lucru până acum un vis greu de atins. Iar acum, prin aportul nostru, a devenit realitate. Urna donațiilor mai are în continuare o altă destinație unde spiritul dăruiți a promis să readucă speranța. Bună ziua! Primiți cu aspeții? Uite tot ce vedeți aici. Asta am mai putut să facem. Noi am muncit prin sat și aveți trei iepurași. Asta e iepuroaica albă, trebuie să o pui separat. Că trebuie să fete. Perfect. Și ai, uite, la ei de aici, ai două găini și un cocoș. Ai pentru copii. Deci asta trebuie să fete. Uite, dai voștie. Doamna, să cum are drag. Două găini, acolo și cocoșul să... S-au bucurat foarte tare. Ei, copii, sunt bun covriceii casei? Bun, bun. O să iau și eu unul. Am mâncat trei pungi. Trei am mâncat. Păpați voi. Au fost foarte emoționați. Măcar așa, cât am putut noi, le-am adus un zâmbet. Vedetele au schimbat casa complet. Nu mai îi care a fost. Au modificat totul și l-a ieșit foarte frumos. Hopa, hopa, da. Altceva. Eu zic că e cu totul și cu totul altceva. Cu ajutorul sponsorilor și eforturilor noastre, casa familiei Albert s-a transformat ca prin vis. Dormitorul copiilor a fost refăcut integral, unde s-au pus paturi, s-au văruit pereții, s-a pus mochetă, s-au pus perdele noi și tablouri frumos colorate fac atmosfera mai caldă. Un televizor cu plasmă. Un birou la care copiii își pot face temele. Sunt chiar și eu foarte bucuroasă că-i văd și pe ei bucuroși. Că visul lor era să aibă camera lor. Pentru noi totul este schimbat, parcă trăim o viață nouă. Mașina de spălat va fi de acum înainte pentru mâinile mamei cel mai bun ajutor. Baia a fost igienizată și mobilată cu o cadă în care, de la mic până la mare, se pot spăla în foie. În bucătărie, un aragaz va înlocui fosta plită cu lemne. Iar mobilierul nou va chema toată familia la masă într-un spațiu propriu celor mai plăcute momente. Acum nu o să mai gătesc la plită, o să gătesc la aragaz. Leagănul mare din curte va aduce pe chipul copiilor bucuria de a se lăsa dezmierdați de părinți, așa cum le cer anii copilăriei. Da, a fost o bucurie foarte mare pentru ei. Sunt chiar și eu foarte bucuroasă că-i văd și pe ei bucuroși. Și acum am putut să realizez datorită lui Nea Marin și a vedetelor. Doamna încă plânge când
stă în bucătărie și vede că are pe ce găti și toate lucrurile care sunt noi în casă și e totul zugrăvit, au și alte condiții de trai. A fost o experiență foarte faină. Umană, așa să zic, nu știu cum, omenească. Sunt bucuros că am cunoscut oameni. La revedere, sănătate, să fii sănătoși, să ne vedem cu bine. Sănătate, copii. La revedere, uniți aia la altă. Cu drag. A, sănătate. Sănătos să fim. La revedere. Pa, copii. Cuba? Când văd oameni care au nevoie, simt cea mai mare plăcere să-i ajut. Și știu precis că dacă eu mă implic într-un proiect, trebuie să meargă bine. Da, Marine, dacă mâine te aud cu ora 7, te bat cât ești de mare. Dacă mă mai cheamă de 100 de ori, de 100 de ori vin pe jos la Neamărin. Păi, mă, cum adică? Normal? Deci eu vin pe jos la Neamărin. Păi, cred, da, 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 e ca, da. Abup, ceau! A! Bă, firăței drept! Săptămâna viitoare coborâm pe harta acestui sezon tocmai lângă Cluj, unde scoatem la iveală o poveste emoționantă cu mulți copii și multe probleme. Autismul este o tulburare cu care te naști. Și nu poate fi vindecată. Mi se rupea sufletul când îl vedeam că stă la o măsuță și trebuie să repete orice lucru mărunt care un copil îl învață natural. Erau copii care se opreau în mijlocul casei și urlau. Și tu trebuia să ghicești de ce urlă. Foarte mulți mă folosesc drept genul care îmi învins. Autismul. În accepțiunea mea nu mă numesc geniu. Mai am un drum lung până acolo. It's a new life, it's a new day, it's a new life for me. Pentru ei, Neamărin pune cele mai bune intenții și patru vedete noi cu cele mai scumpe pretenții. Avem de tăti. Ia uite pe sarma ce muncește. Tu mănânci mai mare cu brânză și cu usorii. Da. Da. Să-ți imaginezi că Neamărin e sub tine și să treci așa pe cel. Stai mic! Mă rog! Stai că vii și-o judecă! Nu! Mă, mă sufoc aici, frate! S-a căcat fund acolo, mă! Bă, băiatule! Dacă mă dau jos acum, vin cu curba pe capul tău! Bă! Bagă cu... Hai, las! Ai uitat de ce am venit aici? Pentru ce am venit aici, azi? Hai că m-am enervat numai pe gata. Hai odată, Cristic, hai odată, că nu mai... Hai! Răsfățate. Mă aștepți vinoa să mă distrez. Așa se face curățire, dansând? Nu am să muncesc. Hai, bă, hai, bă, bă! Voi mâncați sau ce faceți aici? Auzi, tu mănânci în loc să servești? Voi mâncați în loc să faceți treabă? Cu vorba bună sau cu nuielușa, totul se va face după cum vrea Domnul, aici, la Poftiți și Dăruiți.